Brioșe fără zahăr. Am pierdut rețeta. Dacă vom încerca să reconstituim după film, lăsați comentariu dacă vă dați seama de ce ingrediente sunt folosite. Deci aici sigur sunt ouă astea, 3 ouă, le punem într-un vas pare întregi, punem această substanță misterioasă, o linguriță de această substanță, nu știu exact ce este. Asta cred că era puțină apă și puțin ulei, cred, da. Așa, uite, asta că stă la suprafață, deci e ulei, clar. Se amestecă, se omogenizează treaba asta. Asta sigur e făină de cocos, da? Aici e sare și ce-o fi acolo, o fi praf de copt sau ceva, nu sunt sigur, nu bag mâna în foc. Punem, se pare, făina aceasta de cocos cu ouăle și le omogenizăm ca să facem baza. Punem niște fructe de pădure peste, da, și acum tocăm niște ciocolată neagră, din câte mi-aduc aminte, da, era neagră, și presărăm în compoziție. Acum amestecăm, omogenizăm totul bine, sper să crească, având în vedere că sunt așa de multe lucruri în interior, le punem în aceste forme de silicon de preferat, ca să poată fi scoase ușor. Mai presărăm niște ciocolată, se pare că așa facem, dacă să fie, să curgă ciocolata când scos de la cuptor frumos. Și acum băgăm la cuptor, pentru câte minute până crește. Cred că erau vreo 20 de minute. Vedeți și voi, când crește așa, gata, s-a făcut. Și acum facem, se pare, o frișcă. Frișcă. Luăm smântână de frișcă și o bătem până când devine frișcă. Ornăm frumos și punem niște fructe de pădure deasupra ca să arate bine. Și asta e tot. Poftă bună!